Atenția în bucătărie, unde Cătălin de data asta are tot terenul la dispoziție, nu se mai încurcă de Nicolae, ci poate de adevăratele să își arate valoarea, Răzvan. Da, am găsit și un pic de puiuț, ceea ce cumva ne salvează, că în rest, Dănuțe, ceva e pe vegetale. Că cel, așa a zis Ada, că trebuie să slăbească. Și noi ce vină avem, vorba Ramonei, adică pentru personal avem ceva? Cum ar zice Tânduțu, Badie, facem o omletă dacă vrei. Băi, o omletă, ceva că... Chiar mă apuc de ea imediat, avem și niște șuncă, ceva cașcaval ce a rămas de pe la tand. Da, și facem, e o plăcere și... în perioada asta să comanzi mâncarea acasă, ți ajunge cam în ajun. Cam în ajun. N-am mai mâncat ceva cald de la un... Doamne, ferește. De mâine. Ce? De... Noi mai mâncat ceva cald de nu, mâine. Nu, comandat, știi, că nu mai ajunge. E... Uite, o să facem un felul mare. Promit că salatele pe care o să le fac astăzi o să-ți placă și o să avem și pui pus în două dintre salate. Pot să fie și hrănitoare și sățioase și cum vrei tu să le vezi. O să-ți fac și o omletă imediat după ce fierb acești cartofi. Avem cartofi violenți aici, sau violeți, și cartofi normali, pentru că vreau să facem așa un pic de culoare în farfurie, să dăm mai mult gust prin aspect. Vrei să ne zici de cartoful cu perul cu asta? Ok. Ouăle. Avem și niște ouă. Vezi, niște ouă. Avem niște ouă mici de prepeliță. Bibilică. Potârniche. Potârniche. Sau ce? Astea o să le folosim și în salată, dar și deasupra ca și decor. Am înțeles. Faci ca un fel de salată de băuf, dar cu pui? Da, și salată de băuf. Fac salată de cartofi. Dar unde fac e salată de... Care băuf? Unde e Vita? Că băuf e Vita. Știu, pe Vita vine după ce termin salata, cum ar veni. Mâine gătesc Vita. Fac mâine Vita, dacă vrei. Măi, uite, ne-au lăsat-o părinții. Da. Salată de băuf cu pui. Cum se practică la noi în această perioadă? Mai trebuie să ne zici ceva? Scuze? Bă. Eu când vă zic că noi n-avem mână bună la bucătare. Bun. Toți nebunii lucrează la noi. Bă, dar unde să ia, mă? Merge în restaurant? N-auzi că a fost copilul plecat de acasă. E obosit și el. S-a uitat la filme. L-au trimis pe copil în excursie. Ca să fie romantici. Și dacă tot au fost singuri, au zis, hai să ne uităm la un film. Să spun că ești gras. Bă, ce-ți faci așa? Romantic. Hai să avem o seară romantică. Nu te auzi, nu te auzi, că nu sunt camerele pe tine, Cătălin, nu te auzi. Las că ne povestești tot. A venit cu sărăcia aia de ouă, asta vreau să zic. Sărăcia ouă de bibilică. Păi noi le dăm pe alea la... colesterol atât de... Da, mă, cu 15 ani toată lumea beai crude dimineața. În Banat se țin bibilicile pe post de câine, că fac cea mai mare gălăgie când vine dihorul. Își de aerul. La găini. Da. Nu, noi nu folosim, nu se taie, nu bine, se mănâncă. Bine, astea sunt de prepeliță, dar mă rog. Păi da. Tot aia. Tot o face. Nu. Prepelița are o nuvelă care se cheamă puiul. Bibilica nu.